Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip, mai exact cu un nou produs pe care l-am achiziționat pentru activitățile din gospodăria mea, mai exact un motofierăstrău, o drujbă de la Womac din gama Basic, modelul MF46. Am achiziționat o drujbă pentru că, după cum bine știți, vara este spre sfârșit. Suntem în 26 august, mai avem câteva zile și începe sezonul de toamnă. Am achiziționat lemne de stejar, circa 20 de metri steri, iar pentru a tăia toate aceste lemne, circa 20 de metri steri, am optat în a achiziționa acest model de drujbă de la Womac. Este o drujbă puternică, de 4,6 cai putere, cu un motor în 2 timpi pe benzină. Pe lângă motofierăstrău am cumpărat și un ulei de amestec pentru motoare în 2 timpi, uleiul albastru, blu și bineînțeles un ulei pentru ungerea lanțului. În cele ce urmează vom face un unboxing al acestui produs, un montaj al motofierăstrăului și spre sfârșit vom alimenta și vom face prima pornire a acestei drujbe. Cam așa vine împachetat drujba de la Womac, din gama Basic, modelul MF46. În prima fază găsim protecția lamei, o lamă de 45 de centimetri. Se poate observa după lungimea acestei protecții. Bineînțeles, ea se poate tăia în funcție de lama pe care o are drujba. De 40, 35, 30 de centimetri o putem tăia pe acest canal, astfel încât să o puteți folosi și la alte drujbe. Dar, bineînțeles, vom avea nevoie de ea la această drujbă de la Womac. Deci avem protecția lamei, lama de 45 de centimetri de la Womac. Arată foarte bine cu inscripția Womac. O lamă foarte lungă. Avem bidonașul pentru amestecul de ulei benzină, pentru că această drujbă are un motor în 2 timpi. Avem această trusă din material textil cu inscripția Womac, în care în ea avem diferite accesorii pentru montaj și întreținere, cum ar fi imbusuri, șurubelniță, gheara de protecție pe care va trebui să o montăm și, nu în ultimul rând, avem și o pilă pentru a ține lanțul în condiții cât mai bune. Avem un pachet și lanțul pentru lama de 45 de centimetri. În ultimul rând, drujba de la Womac. Modelul MF46. De 4,6 cai putere. Și în cutie mai găsim manualul cu instrucțiuni. Un manual cu instrucțiuni pentru modele de drujbă MF34, MF38 și MF46. Vă recomand să citiți acest manual de utilizare, să-l răsfoiți și puteți găsi multe informații despre problemele care pot apărea pe parcursul utilizării.
Tocmai din acest motiv, nu doar la acest produs, la această drujbă de la OMAG, de la orice produs, de la orice producător vă cumpărați un produs, vă recomand să vă uitați pe manualul de utilizare, pentru că este foarte important. Aici veți găsi informații utile și practice pentru o utilizare corespunzătoare. În cele ce urmează vom face montajul accesoriilor pe drujba de la OMAG, modelul MF46. Vom întoarce drujba. Înlăturăm capacul de susținere a lamei și a lanțului. Vom monta gheara de doborâre sau gheara de protecție. Avem două șuruburi, ce le vom monta cu imbusul din pachet. După etapa de montare a ghearei de doborâre, vom monta lanțul și lama. Lama de 45 de centimetri și lanțul aferent acestui model de lamă. Cam așa am premontat lama cu lanțul. Vom monta capacul de montaj și de susținere al lamei. Observăm că întinzătorul nu atinge gaura de întindere a lamei și pentru acest lucru vom slăbi întinzătorul. Capacul intră exact în locașul de întindere. Vom pune piulițele de 13 la loc. Nu strângem lama foarte tare, pentru că, după cum se poate observa, lanțul este foarte slab și avem nevoie să-l întindem cu ajutorul întinzătorului de pe capacul drujbei.
Odată ce învârt în sensul acelor de ceasornic, se poate observa cum lanțul se întinde. După ce am stabilit întinderea lanțului, vom strânge lama foarte bine. Cam așa arată acum drujba de la OMAC, modelul MF46 cu lama din dotare de 45 de cm, lanțul aferent de 18 inci și gheara de doborâre. Cam acesta este montajul, un scurt montaj, ușor de executat, chiar și de persoane fără experiență, dacă urmăriți cu atenție aceste etape pe care tocmai vi le-am prezentat. În cele ce urmează vom alimenta drujba cu ulei, respectiv benzină cu amestec de ulei, și vom face prima pornire a acestui motofirăstrău din gama Basic de la OMAC, modelul MF46. După etapele de unboxing și montaj al motofirăstrăului de la OMAC modelul MF46, suntem la etapa în care alimentăm drujba cu ulei pentru ungerea lanțului, respectiv combustibil cu ulei de amestec, pentru a face prima pornire a acestui motofirăstrău. Pentru această etapă folosesc un pahar gradat de la 0 până la 100 de mililitri. Pentru a stabili exact cantitatea necesară de ulei pentru amestecul de ulei benzină la 1 litru de benzină, în acest recipient am pregătit 1 litru de benzină direct de la pompă cu cifra octanică de 95. În cele ce urmează vom pune ulei de amestec. Răsfoind manualul ce v-am recomandat și anterior, am stabilit că producătorul recomandă 30 de ml de ulei la 1 litru de benzină. Noi ne conformăm. Bineînțeles, folosim ulei de la OMAC pentru motoare în doi timp din gama profesională, un ulei blu albastru. Ne pregătim să introducem 30 de mililitri de ulei. Mă ajută foarte mult acest pahar gradat. În momentul de față, după cum se poate observa, am introdus 30 de ml de ulei. Ulei pe care îl vom introduce în acest recipient de 1 litru. Am introdus tot uleiul în recipient. Puteți vedea și dumneavoastră cât de mult s-a schimbat benzina. Este albastră și încă n-am agitat. Vom agita pentru a se omogeniza cât mai bine uleiul cu benzina. În momentul de față avem benzina pregătită pentru a o introduce în rezervorul motofirăstrăului de la OMAC, modelul MF46.
Aici avem rezervorul de benzină cu o capacitate de 0,55 litri. Vom introduce tot timpul circa 80-85% din capacitatea rezervorului, pentru că așa este recomandat și de producător, pentru a nu avea probleme cu presiunea. Acum suntem pregătiți pentru a introduce benzină în rezervor, dar în momentul în care am întors drujba, am observat această cheie. Eu am crezut în prima fază că în pachet nu a venit cu cheia, pentru că se poate întâmpla și se omite acest lucru. Însă, de fapt, cheia are un locaj special sub drujbă, pentru că da, avem nevoie de fiecare dată de această cheie și uităm să o punem lângă drujbă, iar aici în acest locaj putem să o avem tot timpul la îndemână pentru montaj și întreținerea motofierăstrăului. Vom continua cu introducerea benzinei în rezervor. Niciodată nu umplem rezervorul, circa la 80-85% din capacitatea rezervorului de 0,55 litri. Următoarea etapă după introducerea benzinei este introducerea uleiului pentru ungerea lanțului. Vom folosi ulei pentru ungere lanț de la Omac. Îl găsiți la o cantitate de 1 litru. Foarte bine strâns acest dop. Vom pune dopul la loc. În momentul de față, motofierăstrăul de la Omac modelul MF46 din gama Basic este pregătit pentru prima pornire și prima utilizare. Am finalizat montajul și introducerea benzinei, respectiv a uleiului de ungere a lanțului. În momentul de față vom face prima pornire a acestei drujbe. Avem acest comutator. Trebuie să ne asigurăm că comutatorul este pe poziția on. Avem pompița de amorsare. Pompiță de amorsare ce trebuie să o acționăm de circa 6 ori pentru amorsarea carburatorului. În momentul de față, carburatorul este amorsat. Vom închide șocul, trăgând de șoc, iar apoi vom acționa demarorul până când auzim că motorul drujbei a dat să pornească. După această etapă vom introduce șocul la loc și vom acționa de demaror până la pornire. Am auzit cum motorul drujbei a dat să pornească, vom introduce șocul la loc și vom acționa de demaror până la pornire.
Ați putut observa și dumneavoastră cât de ușor a pornit această drujbă, datorită construcției solide și de calitate cu materiale de înaltă rezistență și, bineînțeles, a demarorului Easy Start. Pornirea este ușoară, iar sunetul este foarte plăcut al unui motor puternic de 62 capacitate cilindrică ce dezvoltă 4,6 cai putere. O drujbă de 6,3 kg, ideală pentru activități în gospodărie, dar și pentru activități profesionale de doborâre a arborilor în pădure și nu numai. După cum am spus și anterior, am achiziționat această drujbă pentru a tăia lemnele ce sunt necesare pentru încălzirea pe perioada iernii, circa 20 de metri steri, lemn de stejar, uscat. Zic eu că va face față cu brio, fiindcă este o drujbă de mare dimensiuni cu un motor puternic. Un aspect foarte important ce vreau să-l menționez și vreau să fie clar, pentru că în manualul de utilizare, mai exact la pagina 3, o să vă citesc din capitolul noțiune de siguranță, atenție, foarte important, în nicio circumstanță nu efectuați rodajul. După cum ați auzit, în nicio circumstanță nu efectuați rodajul. Utilajul, adică motofierăstrăul MF46, a fost pus în funcțiune de către producător, iar funcționarea fără sarcină poate deteriora, situație ce nu este acoperită de garanție. Deci, foarte important, nu trebuie să ascultați de prieteni, vecini și așa mai departe, pentru că de obicei unele persoane fac rodajul, o agață în cui undeva sus și consumă 2-3 rezervoare în gol, fără a fi pus în sarcină motofierăstrăul. Tocmai din acest motiv v-am citit din manualul de utilizare și vă repet încă o dată să-l citiți la fiecare utilaj și produs pe care îl achiziționați de la orice producător, pentru că doar acolo veți avea informațiile exacte ce se pliază pe produsul pe care dumneavoastră vreți să-l utilizați. Motofierăstrăul de la OMAC, modelul MF46. Acestea sunt lemnele pe care le-am menționat anterior, de stejar. Sunt jumătate din ce v-am spus, altele sunt la altă locație. Cu acest motofierăstrău urmează să debităm aceste lemne. Și cu siguranță va face față cu brio necesităților mele de tăiat aceste lemne și nu numai, bineînțeles, o voi folosi și la alte activități din gospodărie, cum ar fi acoperișul. Urmează să facă și acoperișul casei. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar până data viitoare, pentru a fi la curent cu cele mai noi activități din gospodăria mea, dar și cele mai noi unelte pe care le prezint, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!